Legenda ouălelor roșii de Constantin Constantinescu, după o povestire de Titela Colonel Hache. Fereastră. Tu zbori din creangă în creangă, apoi vii la mine. Hai, hai, cântă, pasăre, cântă. Nu știu care-i numele tău. Ai aripioare galbene tivite cu arnici roșu, ochii rotunzi. Te uiți la mine, ai vrea să-mi spui ceva? Să fii lângă mine când știi cât sunt de singură. Bunicul Simon abia-și mai duce grijile și bătrânețea. Toc, 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 acolo în cămăruța lui, unde împletește sandale și peticește pingele de încălțări. Toc, toc, numai noi doi am rămas. De când părinții mei au plecat dincolo, departe, în lumea celor fără cuvânt. Ce-mi spui? Ce vrei să-mi spui? Parcă ai vorbit. Ce teamă de ei, copii! De voi sunt câteodată. Fugi, fugi, pasăre, ascunde-te! Cine te caută să te lovească, să te prindă, să te închină o colivie? Fugi, fugi! Aici, aici, aici era venit repede, aici, la fel asta Mirianei! Hei, Miriana, Miriana, nu te mai ascunde, te-am văzut! Unde-i? Unde a zburat pasărea galbenă? Nu știu, nu știu! Plecați de aici, răilor! E la tine în casă! Aia scoasă! Să vezi cu ea! Ați speriat-o! Auziți? E ea! Ea e pasărea galbenă! E, 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 da, da! E sus în creanga smochinului! Uite-o, uite-o! Lăsați-o în pace! Doar pentru noi cântă! Pentru bucuria noastră! Auziți, ce vorbe! Vrem să închidem pasărea în colivie! Să o vindem în piață! Cum să închideți un înger în colivie? Auziți, un înger, auziți! Hai să mergem, hai! Uite-o! 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 Lăsați-o în pace, răilor! Răilor! Ați rănit-o! I-ați rupt aripa! Pasărea mea! Îngerul meu! Fugiți, ne omoară păsările, fugiți că ne-a lovit cu ciocurile, cu ghearele. Au răsărit în senin. Ea le-a chemat Miriana. Fugiți, fugiți, să fugim. Fuți-i pasărea mea galbenă, ați omorât-o. Cheamă-l pe Dumnezeul tău și înviază-o. Fugiți, păsările se apropie. Pasărea galbenă era prăjită! Și Miriana e vrăjitoarea! Să fugim! Pasărea! Ea e! Pasăre! Unde ești? Unde ești? Trăiești? Aici erai! Ți-au rupt aripa. Să nu mori, auzi? Surioarele tale, păsările din pădure, au venit toate să te scape de furia copiilor și ei s-au speriat, au fugit. Vreau să trăiești, să nu mori, să nu mori. Diminețile fără tine ar fi triste și cenușii. Ai murit? Nu. Nu se poate. De ce să mor? Nu, nu. De ce plângi? A murit. N-a murit nimeni. Pasărea mea galbenă a murit. Deschide-ți pumnul. Lasă pasărea să respire. Să zboare. Da, dar i-au rupt aripa și ea a murit. Dă-i drumul. Și ochișorii ei sunt închiși. Dă-i drumul. Nu te speria, Miriana.
Fiul meu te-a rugat să lași pasărea să zboare. Da, da, măicuță Maria. Trăiește! Da, cum, măicuță Maria? Nu întreba. Dragostea fiului meu, Iisus, s-a revărsat acum asupra spaimei tale și asupra aripei vătămate și pasărea a zburat. Bunule și blândule Iisus! Pace ție, fetițo! De unde e, măicuță Marie? Fiul tău cel bun era acum o clipă aici cu noi. Aș fi vrut să-i spun... Nu-l poți aduce din tainele cărților sfinte și din luminile credinței în care el plutește ca pasărea pe care abia a scăpat-o de la moarte. Spune mai bine, ce face bătrânul Simon, bunicul tău? Miriana, Miriana, fetița mea! E bunicul! Miriana, doamne, 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 ce furtună de păsări a venit! A venit așa din senin. M-am speriat la o fetiță mea. Apoi au dispărut deodată și eu, toc, 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 la peticitul sandalelor. Nici n-am auzit când ai deschis poarta. Ești afară? N-ai pățit nimic? Miriana e sănătoasă, tăicuțule Simon. Chiar o întrebam cum o mai duci cu sănătatea și cu necazurile. E, Marie, Marie, ce mai pot aștepta eu de la viață? Sunt atât de bătrân. Pare-mi să apuc să îmbăt nepoata mare. Ți-am văzut fiul. Mi-a făcut semn de bună vedere. Dar până să ajung să-l îmbrățișez, el și intrase în grădina cugetărilor sale. E întristat de răutatea lumii. Îl pun deschis coade. Și oamenii lui Pilat au devenit umbrele lui. Bunicule, bunicule, auzi cum cântă pasărea galbenă? Murise, bunicule, și fiul măicuței Maria a înviat-o. Fie numele lui în veci lăudat. Miriana, fetița mea, ai umblat azi pe la cuibare? Da. Dar câte ouă ai găsit? Vezi, dacă te duci la târg cu ele, să nu stai prea mult. Pălărașul e plin cu ouă, bunicule. Dar nu mă duc azi la târg. Mai avem câțiva bani, ne ajung până mâine. E atât de cald. Dă o fugă la fântână să aduc apă proaspătă și poate mă și scald. No. Lacul e adânc. Nu, e adânc. Dacă ai mai fi cu cineva, dar singură nu te las. Nu vreau să-mi fac griji. Dacă n-aș avea sandalele astea de peticit, aș merge eu cu tine. Așa, încet, 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 dar aș merge cu tine. Bine, bunicule, atunci azi nu mă scald. Dar apă tot aduc. Ce din cofă s-a încălzit? Pot să iau ulciorul cel înflorat? Da, sigur, fetița mea. Dar mergi cu grijă să nu-l spargi. Iată, maică, te ținea foarte mult la el. Bate și la poarta Mariei, poate vrea să-i aduci și ei nițica apă proaspătă. Da, bunicule! Ei, ai venit și tu! Nu, să nu mergi cu mine. Copiii cei răi sunt pe malul lacului, se scaldă. Abia așteaptă să se răzbune, să te prindă și să te închidă în colivie. Nu, tu așteaptă-mă aici, la fereastră. Așa, mă întorc repede! Să mă opresc și la ușă, Maicii Maria. Maică Maria! Maică Maria! Tu erai, Miriana. Merg la fântână să-ți aduc apă proaspătă. Abia am venit și eu de acolo. Îți mulțumesc pentru bunătate. Ce rău îmi pare. Aș fi vrut să-ți aduc eu și să-i dau să bea și fiului tău. E în grădină? Da. Îl văd! În jurul lui zboară porumbei albi. Aș vrea să-i fac și eu un dar, drept mulțumire pentru pasăre. Da, n-auzi pasărea? Cântecul ei e cel mai frumos dar pentru fiul meu. Cu cine vorbești, maica mea? O fetiță cu minte și bună vrea să-ți facă un dar, drept mulțumire pentru prietena ei, pasărea galbenă. Bunule Iisus, fiul Maicii Maria. Miriana, copila mea, dar n-am făcut nimic să merite răsplata ta. Am readus la viață o pasăre,
E doar dreptul ei să trăiască, să fie liberă și să cânte. Spune, pasăre, e adevărat ce grăiesc, au nu? Cum? Înțelegi graiul păsărilor? Orice cântec de pasăre e un in de bucurie adus vieții. Și dacă toți iubim viața, iubim și păsările și iubindu-le, le înțelegem graiul. Și ce spune ea acum? Că o fetiță pe numele Emiliana merge cu ulciorul la fântână să aducă apă proaspătă. Și o voi bea un căuș din ulciorul ei și tu vei veni în grădina noastră, vei sta sub crengile merilor și mandarinilor și îi vom da și păsării să bea și boara vântului va trece prin crengile livezii și totul va fi ca un vis frumos. Îți mulțumesc, Doamne, așa voi face. Chiar dacă ulciorul Maicii Maria e plin ochi cu apă proaspătă, am să te rog, Doamne, să bei apă din ulciorul meu. Și te rog mult, spune-i păsării să nu vină cu mine. Copiii cei răi o vor prinde iar și nu vreau. Bine. Va fi după cum vrei tu. Hai, pasăre, vino pe umărul meu. Rămâi aici să o așteptăm împreună pe Miriana. Ia te uite! Am înțeles! A zburat de pe crângă chiar pe umărul tău, Doamne. Alerg la fântână! Mă întorc repede! Prietenul meu cel mare și înțelept din grădina cu mer și portocale, fiul Maicii Maria. Iisus este numele lui. Și în preajmă zboară porumbei și pe umărul lui s-a oprit acum pasărea cea galbenă cu glas de înger. Ce ochi senini are Iisus, ce frunte înalt și fața lui alb. Dar tu, Maică Marie, de ce te-am văzut ieri plângând? De ce oftai singură să nu te vadă nimeni, să nu te audă careva? De ce te ascundeai de fiul tău să nu-ți știe durere? Presimțeai ceva? Știi, vei un duh al răului care tot plutește pe aproape? Oamenii mari ne-au în grijă lor, dar ei știu atât de mult. Ce să înțelegem noi copiii din tainele lor? Aș vrea să cresc mai repede, să fiu mare, să înțeleg necazurile lor. Căci necazurile noastre ale copiilor nu sunt nimic pe lângă cele ale oamenilor mari. Da, noi copiii suntem neștiutori și... Lăsați copiii să vină la mine. E glasul lui. E glasul lui Iisus. Îl aud mereu. Și mă bucur de parcă aș fi în fața altarului, stând de vorbă cu Dumnezeu. Ei, gata, te-ai umplut, ulciorule. Apă rece, apă lină, apă sfântă, apă dătătoare de viață. E la fântână! Doi măreasa! Vrăjitoarea! Ați auzit-o când vorbea singură? Înfrășește apa! Să nu lăsăm! Dar ce vreți? Ce v-am făcut? Ai chemat păsările să le sperie! Ai chemat! Da. Au venit singure! Să apere pe sora lor, pasărea calbenă! Da, mă, ce spune? Da, ia ciorul! Da, ciorul! Nu! Nu! Hai, dă-l încoace, vreau să bea apă! Hai, dă-l încoace! Lăsați-mă să trec! Nu, 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 ciorul! Da! Ulciorul! Ulciorul meu! Mi-a spart ulciorul! Îl aveam de la mama! Uite ce plânge! Ulciorul meu!
Ce te păcărești atâta? E plină piața de ulciare. Ia de ce te păcărești? Fă semnul crucii, cum îl fac toți ai tăi în bisericile voastre. Și cheamă-l în ajutor pe Dumnezeul tău să se vârșească o minune. Să-ți facă ulciorul al lor. Miriana, de ce plângi? Copii! Copii! Mi-au spart ulciorul! Îl aveam de la mama! Era atât de frumos! Ce o să spună bunicu? Lasă, uite, îți dau ulciorul meu. Vezi? E la fel de frumos. Da. Vezi? Dar eu i-am spus fiului tău. E de ajuns gândul tău cel bun. Hai, nu mai plânge. Vino în grădină. Am cules pentru tine piersici și smochine și mere. Hai, dragii mei, mâncați. Hai, mâncați. În grădină e răcoare. Aerul e încărcat de aromele florilor și de zumzetul albinelor. Ziua de mâine poate să fie la fel, poate să fie altfel, nu știm niciodată. E atâta pace aici și atâta liniște îmi dăruiți voi, copiii mei. Și iată și pasărea galbenă cu trilul ei îngeresc plutind peste noi și peste toată suflarea lumii. O apasă o neliniște, dincolo de suflarea de duh al lumii. Ajung din când în când și durerile cele nevăzute să ne tulbure pace. Dar Maica Maria are o durere mai adâncă decât am văzut la mama când era bolnavă și mai mare decât toate durerile bătrâneții ce-l apasă pe bunicu. Hai să afli și tu. Odată și odată. Și tu, care ești fiul ei, știi? Știu. Și nimic nu are întoarcere. Curg toate pe făgașul lor și voința lui Dumnezeu e singura în care ne încredem. Și o vom urma. Scris este să se petreacă toate precum au fost date. Poate Maica Maria are nevoie de ceva. Durerile mamelor sunt prea mari și bine ascunse să nu le poate desluși cineva atât de ușor. Mă duc după ea. Maică Marie! Maică Marie! Maică Marie, aici erai. De ce ai plecat din grădină? Bucură-te de clipa care ți-e dată. Să-l poți încă vedea pe cel care născut din trupul meu și din Duhul Sfânt, vestit mie prin Gavril, arhanghelul, îți murmură psalmi și cuvinte aduse din grădinile cerului. Nu înțeleg, nu vreau să plângi. Ai o durere ascunsă. Nu vrei să-mi spui, fiindcă sunt prea mică. Fetița mea, copila mea, vei fi și tu odată mamă și vei naște prunci și vei tremura pentru fiecare clipă de zbucium a celui din leagă. Oh, bietele de noi, femeile, mamele! Dar fiul tău e frumos, e tânăr, e sănătos! Mergi, fetița mea, nu-mi purta de grijă. Odată și odată vei înțelege toate câte le pătimim din cauza unui duh rău care s-a sălășluit în trupul unora dintre oameni. Oamenii aceia vor pieirea fiului meu. Îndată vine și amurgul. Soarele scapătă dincolo de muntele Golgotei. Simți ceva? Parcă un val de frig a venit dintr-o dată dinspre el.
e un munte ciudat. Păsările îl ocolesc, băieții și fetele îl ocolesc. Ori fi știind ei ceva, ori fi înțelegând ei ceva. Da, da, a fost un val de frig. A venit brusc în clipa când am pronunțat numele muntelui. E ca o amenințare. Acum, gata. E iarăși cald. Aerul și zumzetul albinelor ne umple inima de bucurie și pace. Miriana! Cine e acolo? Miriana! Cine mă strigă? Eu! Sunt aici, ascuns în smochin. Oh, furi smochine? Nu! Te-am văzut venind și m-am ascuns. Nu-ți fie teamă. Am văzut ieri cum ți-au spart copiii ulciorul și mi-a părut rău și... Vreau să te apăr de acum încolo. Am vrut să te ajut atunci, dar când am ajuns n-am mai găsit pe nimeni. Da? Cine ești tu? Sefir! Am locuit o dată în casa de alături. Apoi eu am plecat în alt loc, cu părinții mei. Ah, Sefir! Te-am recunoscut. Tu erai singurul meu prieten. Ceilalți copii sunt răi. Îmi spun vrăjitoare. Pentru că Dumnezeul meu e altul decât al lor. Și biserica mea și a părinților mei și a bunicului meu e alta decât al lor. Sefir! Ce nume frumos ai! De unde vii? De la piața cea mare. Noi suntem săraci, Sefir. Eu și bunicul meu trăim din greu. Dar în fiecare săptămână vând în târg ouăle de la cele câteva găini ale noastre. Câteodată iau bani buni pe ele. De ajuns să trăim până săptămâna viitoare. Sefir, ce nume frumos! Al tău e și mai frumos. Miriana. Miriana. Voi sta aici toată vara. În casa sorei mele și îmi pare bine că... Că vom fi iar prieteni. Te voi apăra de ceilalți copii. Ești tu atât de viteaz? Uite, vezi lacul? Îl trec în not când vreau. Crește dincolo de el, la marginea crângului de dafini, o floare albastră. Se cheamă Floarea Cerului. Dacă vrei, ți-o aduc. Nu. Lacul e atât de întins și de adânc. Nu-i prima dată când îl trec în not. Ieri, când copiii ți-au spart ulciorul, eram acolo, în crângul de dafin. De-aia n-am ajuns la timp. Să nu te temi. Nu. Iată, au apărut câteva valuri. Și parcă de ieși vântul. Nu, rămâi aici. Nu mă lăsa singură. Vezi? Nu mai e nimeni pe mal. Nici măcar un pescar. Fripcoasă mai ești. Pentru întâlnirea noastră vei primi astăzi în dar de la mine Floarea Cerului. Am plecat. Așteaptă-mă. Nu, Sefir! Așteaptă-mă. Sefir, întoarce-te. Sefir! A început să bată vântul. Întoarce-te, Sefir! Ce curaj! Nu se poate. Mi-e frică. Bate vântul și valurile parcă sunt mai mari. Și păsările zboară speriate. Unde n-ar veni furtuna? Cu muntele ăsta blestemat. Golgota, parcă e o cope. Parcă tot ar vrea să se răspune pentru pustietatea lui. Uite, niciun copabil. Niciun fel de iarbă. Furtuna dinspre el vine. Sefir! Unde? Doamne, tot ai grijă de el! Sefir! Sefir! Hei! Cine trece lacul pe furtuna asta? Aduceți o barcă, nu vedeți o barcă!
cine trece la acul pe vreme ca asta? L-ai văzut, fetițo? Cine este? E nebun! Hei! Hei, băiate! Sefir! Sefir, ai spus nu! Nu se poate! El este! Mă, nu iam eu! Fratele meu! Fratele meu, Sefir! Oameni buni! Salvați-se, dragă! Oameni buni, ajutor! La ce caută ajutor pe furtuna asta? O barcă, oameni buni, găsiți o barcă! De ce-a plecat? De ce-a vrut să treacă dincolo? Pentru mine! Pentru mine a plecat! Mi-a spus că mi-a duce din crângul de David, floarea cerului. Eu să se vină eu. Ce facem, fraților, că n-are nicio barcă? Sarghiu, la o parte! Lăsați-mă! Vă duc după el! Doamne ferește, bărbate, ai nebunit! Și-a dus și nimeni! Nimeni n-are curaj să se alteze de la noi, că băiatul ăsta de ceată! Nu mă iau după gura necăsită! Lăsați-mă să plec! Lăsați-mă să plec după el! Ce se întâmplă aici, oameni? Băieț Andru se înnacă! Abia se mai vede! Și nimeni, niciun ajutor de nicăieri! Atunci plec eu după el! Liniștește-te, femeie! Să-ți spună cerul! Pentru ce, Doamne? Pentru ce? Dați-vă la o parte! Ce vrei să faci, omule? Ajutați-mă să-mi descalz sandalele. Ajută-ne, mare mila ta, să trecem peste urgiile apelor. Ai grijă, Doamne! Furtuna! Potolește-te! Deschide-te, cărare, peste ape! Merge pe apă! Doamne Dumnezeule, ce-o mai fi și asta? Calcă pe apă. Abia o atinge cu tălpile picioarelor. E o minune. Sefir, așteaptă-mă. Nu striga. Nu-ți lăsa judecata să fugă. Sefir, băiat viteaz, suflet bun, voi fi lângă tine. Mă auzi? Te aștept! Te aștept, bunule vestitor! Sunt aproape de tine, să fiu. Te voi ridica din apă. Te voi purta pe brațe până la marginea lacului. Prietenii tăi te așteaptă. Miriana! Și Miriana e acolo, pe mare. Te așteaptă să-i duci floarea pe care ai promis-o. Floarea cerului. E aici! N-am pierdut-o! E aici! Floarea cerului. Floarea. Ești istovit de lupta cu valurile. Ai adormit, dragul meu. Viteazul meu, Sefir. Unde zboară gândul, Maică Marie? Mereu l-aud. Îi aud glasul. Fiul meu a fost prins de duhul cel rău, sus, în grădina măslinilor. Nu i-au iertat măreția, nici facerea de minuni, nici alungarea neguțătorilor din templu, nici tămăduirea leproșilor, nici slava grăită de apostolii lui, pe care i-a adunat unul câte unul de la munca ugorului, dintre pescarii cu năvoade, dintre ciobanii de la stână și dintre tâmplari și cărbunari. Cuvântul lui Dumnezeu rostit prin el i-a speriat și le-a cutremurat cetățile. Oh, viața mea, Marie Magdalena, suferi și tu lângă mine și așteptăm de nopți și zile hotărârea judecății. L-au batjocorit pe fiul meu. L-au scuipat.
Mi-au dat hlamidă roșie și cu nune de paie i-au pus pe frunte. Și și-au strâmbat fețele înaintea lui răcnind și urlând ca iasmele și fiarele pădurii. Liniștește-te, maică bună. Fiul tău nu e doar al tău. E al lumii întregi. Învățăturile lui vor clătina cele mai înfricoșătoare zidiri. Și porțile luminii se vor deschide pretutindeni la venirea lui. Dar sunt mamă. Și în clipa asta sufăr ca o mamă pentru fiul născut de ea și alăptat de ea și crescut de ea în înțelepciune și dragoste. Glasul lui îl aud mereu. Fiul meu e om și suferă ca un om. Lângă ceasul somnului plânge maica Domnului, în veșmânt înnegurat cu ochiul încețoșat. Stă măicuța Domnului la marginea drumului, stă și așteaptă într-un suspin pașii care nu mai vin. În numele Tatălui, spaimele împăratului, în numele Fiului, strigătul pustiului, în numele Sfântului, lacrima pământului. Miriana! Miriana, ești aici? Pe aici, bunicule! Pe la Marie mi-ai fost? Ușa e zăvorâtă, fereastra întunecată. De când Domnul Iisus e judecat și batjocorit de soldații lui Pilat, e tot plecată pe la porțile temnițelor să-și vadă fiul. O grădă e pustie! Sărmanii de noi! Oh, necăjiți de noi! Te doare, bunicule! O să-mi treacă, fată. Mi-s picioarele grele și spatele țeapănă. Dar îmi trece. Ia vezi tu. Vezi prin cuibare. Mai sunt ceva ouă proaspete? N-ar fi rău să te mai repezi cu un paneraș la piață să le vinzi. Poate îmi cumperi și mie niște cailacuri și buruieni de sănătate. Panerașul e și pregătit, bunicule. Chiar asta și aveam de gând. Plec îndată. Ce s-aude? Miriana, ia vezi tu, ia vezi! Miriana! A plecat. Dar ce-o mai fi și asta? Ia să mă dau jos, poate să ajung până la fereastră, să deschid. Încotro, merdeți așa ca turme, oameni buni! Dar ce se întâmplă? Sus pe Golgota! Niște tâlhari sunt duși să fie răstigniți! Ai, ce tâlhari! Oameni buni, opriți-vă! Stați mai, vorbiți mai libere! Nimeni nu răspunde. Nimeni. Poate că nici nu m-a auzit. Ce fetiță asta mea pe unde? Când o fi acum? Poate să ia vârtejul mulțimii cu el. Oh, auzi, Golgota, tâlhar răstigniți. Ce mai fi însemnă și asta? Niciodată n-au fost răstigniți tâlhar pe dealul ăla pustiu și urât. Doamne, 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 dă-mi putere să merg măcar până la poartă. Când un omor lăsa picioarele tocmai acum și nici inima nu o să-și oprească bătăile când se petrec atâtea pe lumea asta. Să mergem, Sefir. Să mergem. Panerașul meu e plin cu ouă. E de data asta o să iau bani mai mulți, ca e zi de târg. Să-i cumpăr leacuri bunicului și să ne mai rămână și de mâncare pentru toată săptămâna. Sefir? Sefir, unde ești? Aici. Auzi, vuietul din specietate? Ce s-o fi întâmplat? Ascultă! Niciodată n-am văzut atâta lume. Unde
doar fi alergând cu toți. S-o fi întâmplat vreo nenorocire. Să fugim! Să ajungem mai repede în piață. După ce vindem ouăle, mergem și noi acolo, da? Încotro se duc, încotro. Spre Golgota. Golgota, Golgota. Oh, muntele ăsta de care mi se face frică numai când îi rostesc numele. Mi-e frică să fie. Taci! Hai să plecăm, hai, hai! Oh, v-am obosit de când alergăm. Am ajuns. Gata. Du, hai să ne grăbim. Să găsim un loc pe toara băgoală. Ați ieșit de târg și vin mulți negustori să-și vândă marfa. Cum? Dar nu văd pe nimeni. Tarabele sunt goale. Oh. Nu se poate. Piața e pustie. Nici negustor, nici cumpărător, nici gură cască. Nimeni, nimeni. Poate am venit prea devreme sau poate prea târziu. Nu, nu! La ceasul ăsta, piața trebuia să fie plină de zarzavaturi, de rodi, de portocale, de păsări, de porumb și grân, de pește și porumbei. Să mai așteptăm. Nu se poate. Trebuie să vină negustorii. Au dormit și ei mai mult. Ah, uite, uite pe cineva. Ei! Hei! Hey! Spune-mi, unde a dispărut toată lumea din piață? Doar nu-i sărbătoare, nu? Azi e zi de târg. Pe cum să fie? Nu? Și-au lăsat toți marfa în hambare și-au fugit pe deal, pe Golgota. N-au auzit strigătele lor? Golgota, Golgota. Dar ce-i acolo pe Golgota? Nu știu nici eu bine, dar am auzit că l-au judecat pe unul care se dădea drept împăratul lumii. Și acum îl răstignesc sus! În vârful muntelui, tot acolo merg și eu. Poate cerșesc un ban pe aici, pe acolo. Ați venit cu marfa la piață? Da. Iată, uite, un paneraj cu ouă. Ei, dacă nu mă grăbeam să ajung pe Golgota, poate cumpăram și eu vreo câteva. Dar acum plec, plec, vreau să văd și eu răstignirea. Plec! Golgota, Golgota, pe cine ar fi răstignit? Și trec, trec mereu, trec mereu, trec mereu. Tot orașul a rămas pustiu. Hei, oameni buni, ce se întâmplă? Unde alergați cu toții? Mai bine aici. Trebuie să aflu și eu. Oh, picioarele mele. Ia să mă mișc puțin. Ah, ala, să-mi dezmorțesc coajele. Până la poartă, nu mai mult. Așa, încet, încet, încet. Un pas și încă unul. Iată, uite, parcă mă mișc mai bine. Ia să deschid acum poarta. Hei, oameni buni, unde e lumea din oraș? Unde au plecat toți? Încotro se duc toți, oameni buni. Moșule, hai cu noi, hai să vezi pe răstignitul. Cine e răstignitul? Cel ce zice împăratul. Hai, moșule, că te duc eu în spinare. Nu se poate. Cel de care spune e fiul Mariei, Iisus. Cum să-l răstignească pe cruce ca pe un tâlhar? Nu, trebuie să merg și eu acolo să strig, să spun oamenilor că cel pe care îl răstignesc e înțeleptul înțelepților. Oh, Golgota, Golgota, munte blestemat, munte al urii și al pustiului. Trebuie să ajung. Trebuie. Uite, parcă mi s-a mai îndrăvenit picioarele. Ah, picioarele mele, bătrâne.
Mai nu mă lăsați la mijlocul drumului. Încet, încet. Cearele mele, nu puteam să sprijin pe voi, dar dorința de a-l vedea pe Ficiul Mariei mi-i șterge frunte de sudoare, de a-l îmbărbăta, parcă doare. Oasele mele, mișcați-vă, hai, hai picioarele mele, vă opriți, încă puțin. Încă puțin și ajungem, ajungem, ajungem. Ochii mei se umplu de durere. Iată, El este. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților. Opriți! 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 Omul acesta e trimisul Domnului! Nu-l batjocoriți! Hei, hei, sulițașule! Aruncă-ți sulița ascuțită și tu cel cu sabia ridicată! Blestemat să fie tăișul ei! Nu vedeți cum omul de sub cruce a obosit? Îl dor umerii! Îl dor picioarele! Ajutați-l careva! Unde-i răsărit, moșule? Ia, hai, vezi-ți de drum. Dar nu vrei să simți și tu vârful suliții în coastă. Aveți milă, e om și el. El spune că e împărat. Și dacă face minune, atunci să se salveze singur. Chicăloșilor, nemernicilor. Hai, hai, pleacă, omule, vezi de bătrânețile tale. Nu învârta tot de grijă. Dar e obosit, abia merge. Crucea pe care o poartă în spinare e prea grea. Vreau să-l ajut! Ajută! Vreau să-l ajut! Avem și noi de cerut! Doamne, Doamne, fiu împărătesc al lui Dumnezeu și al Mariei! Eu sunt Simon, bătrânul Simon, vecinul tău și vreau să te ajut! Pe umerii mei să port crucea ta! Simon, Simon, cum să nu te știu? Întoarce-te la tine acasă! Ai grijă și de florile din grădina mea. Doamne! Simon, peste 3 zile voi învia din morți. Te voi afla. Voi veni să te văd și să beau din ulciorul tău o cană cu apă proaspătă. Doamne! Hai, moșule! Hai, pleacă, nu ne încurca drumul! Sau te-ai hotărât să-i porți crucea? Doamne, lasă-mă să sport crucea. Întoarce-te, Simon. Lumina din ochii tăi, Doamne, mi-intră în trup. Picioarele mele sunt mai zdravene decât acum un ceas. Lasă-mă, Doamne, să sport crucea. Acum lasă și brațul pe umărul meu. Doamne, iată, am putere îndeajuns să vă sprijin pe amândoi. Crucea și trupul tău cel ușor ca o pană de porumbel. Încet, încet, Doamne. Drumul până în vârful dealului e greu, e pietros. Ce mi-a fost dat să văd și să aud la bătrânețe? Fiul lui Dumnezeu răstignit pe cruce, ca tâlharii de rând. Iartă-i pre ei, Doamne, că nu știu ce fac. Ce-i asta? S-a întunecat cerul deodată! E întuneric, e noapte și tremură pământul! Sprijină-te de mine, Miriana! Să nu ne lovim de copaci, de pietre! Se prăbușește pământul! Și sus pe Golgota e ca o lumină, un fulger! A scăpărat un fulger! Ce vezi? Lumina fulgerului am văzut. Ce-ai văzut? Spune! Nu, poate mi s-a părut. Hai, repede să mergem, uite, întunericul s-a risipit. Nu mai e noapte. Se văd zidurile orașului departe la picioarele noastre. Iar liniște. Soarele se pregătește să scapete. Ah, ce liniște! Vino, Miriana,
Vino. Unde-i panerașul cu ouă? Ia-l cu tine să mergem. Unde? Unde? Sus, sus pe munte, pe Golgota. Acolo, acolo. E un semn. Și păream spus să nu vină după noi. Și lipește, parcă ar plânge. Și zboară mereu înaintea noastră. Pasăre! Pasăre! Tu vrei să ne spui ceva? Tu plângi, parcă strici. O, de-aș fi înțeles și eu grăiul păsărilor ca fiul mai și Marie. Pasărea mea galbenă, ce să spui? De ce plângi când și iar plângi? Uite, ne face parcă se încoalba. Să mergem după ea. Să mergem. A dispărut. E iar liniște. Oh, am ajuns. De aici începe muntele. Nu-i zăresc vârful. Parcă e pustiu. Nu mai e nimeni. Ce liniște. Ce liniște! Urcușul e greu. Vrei să ne întoarcem? Nu mai e nimeni, toți au plecat. S-au întors în oraș la târg. Să ne întoarcem și noi, să vindem ouăle din panele ăștia. Nu. Vreau să urc muntele. Ceva s-a întâmplat acolo pe vârful lui. Cum îmi bate inima. Pasărea galbenă într-acolo a zburat. Am văzut-o eu, trebuie să mergem. Hai, Sefir! Hai! Ține-mă de mână! Hai. Pune soarele. Vine noaptea cea adevărată. Poate e glasul pământului sau poate boarea vântului. Sau muntele. Muntele vorbește cu glas de om. Hai, hai încă un pas. Hai, hai. Încă doi pași. Să ne apropiem mai mult. Sprijinită de... Ia te uită. Un stâlp aici în vârful muntelui. Nu mai văd bine. S-a înserat și nu mai văd bine. Miriana! Dar stâlpul de care ne sprijinim e o cruce. O cruce? O cruce înaltă. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit? Păi el... E fiul Maicii Maria. Iisus. Răstignit pe cruce. L-au răstignit. Doamne, ce facem? Cum o să lăsăm aici? Vorbește încet. E păzit de sulițași care dorm. Uite, dorm în spatele crucii. Nu putem face nimic, se vor trezi. Hai, să ne întoarcem, să spunem oamenilor ce am văzut. Hai! Pasăre, cum îți înțeleg strigătul și plânsul? Cel ce ți-a dat înapoi bucuria de a cânta? Am murit. Am rămas dintr-o dată atât de singuri. Pasărea mea dragă. Să plecăm repede. Repede, se trezesc soldații. Ne vor omorâ. Hai, Miriana, hai. Dar unde e panerașul cu ouă? L-am lăsat acolo, lângă cruce. La picioarele răstignitului. Miriana! Ce este? Ce ai văzut? Ouăle din paneraș sunt roșii.
Sângele din picioarele străpuse de sulițele ostașilor s-a scurs peste ouăle din paneraș și s-au înroșit. Sunt roșii! Roșii! Tu auzi ceva? Cineva e lângă crucea răstignitului. Hei! 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 Să fugim repede, repede! Minune! Minune! Ouăle din paneraș sunt roșii! Hai, vino! Vino! Miriana și Sefira? Ah, uite, uite, ei sunt. Hei, unde alergați atâta? Priviți, ouăle din panerașul Mirianei sunt roșii. Roșii! Asta e o minciună, o născocire de-a voastră. Cine a mai văzut ouă roșie? Nu, sunt roșii. Am vrut să le spăl la izvor. Le-am udat cu apă rece, le-am șters cu iarbă, dar tot roșii au rămas. Nu să le mai cumpere nimeni. Și bunicul mă așteaptă cu leacurile. Ce tot spuneți acolo, copii? Ce tot? O, roșii. Unde sunt să văd și eu minunea asta? Or fi vrăjite. Vrăjite? Atunci să le spargem. Repede, repede, copii, să le spargem. Opriți-vă, opriți-vă. Zefir cel vital. Ouăle din paneraș sunt sfinte. Sângele din picioarele răstignitului a curs peste ele și s-au înroșit. O, minciună! Ce vrăjitorie! Nimeni n-o să le cumpere, auzi, ouă roșie! Spargeți-le, copii! Nu! Altfel cine știe ce năpastă vine iar pe capul nostru? Nu, vă rog, nu le spargeți! Dar ce e asta? Nu vedeți să te sparg ouăle? E o minune! Nu s-a spart niciunul! Ai auzit, Zefir, o minune! Ouăle s-au înroșit cu sângele Domnului. E un semn pe care ne-l dă Iisus că trebuie să ne bucurăm ca de o sărbătoare. Să mergem, Zefir. Să mergem. Poate l-am duc pe negustorul de lacuri să-mi dea pe datorie niște doctorii pentru bunicul. Ați auzit? Ouăle din paneraș, fetiții sunt roșii. Hei, fetițo! Cine mă strigă? Eu, negustorul de lacuri. Ia să văd și eu minunea. Sunt roșii. Hai, vino, fetițo, să căutăm leacuri pentru bunicul tău. Și panerașul cu ouă roșii să-l lăsăm pe masa din altarul bisericii. Acolo să stea ca un dar al bunătății lui Iisus. Hai, vino, Mireana, vino să căutăm leacuri pentru bunicul tău, bietul de el. Of, îl dor rău picioarele, abia mai poate merge. Bunicule! Iana, fetița mea, iată-mă, vin spre tine cu picioarele zdravene, dar cu ochii uscați de lacrimile vărsate pe muntele cel blestemat, Golgota. Bunicule, mergi! Merg, fetița mea, merg. Sus pe Golgota s-a săvârșit o minune. Dar ce-i cu panerașul tău? Ce văd acolo? Ouă roșii, bunicule. Ouă roșii! Și pe coama dealului, înflori în zor de zi, înflori și străluci, sfântă floarea Paștelui. Iar pe mese înflorate, gazdele ne-au fost adus, ouă roșii luminate de sângele lui Iisus. Ați ascultat Legenda ouălelor roșii de Constantin Constantinescu, după o povestire de Titela Colonel Hache. Distribuția a fost următoarea: Mirian,
Alexandrina Halic, Maica Maria, Tatiana Iecăl, Simon, George Constantin, Sefir, Mihai Bisericanu, Magdalena, Ruxandra Sireteanu, vocea lui Isus, Mihai din Vale. În alte roluri, Rodica Sanda Tuțuianu, Mircea Constantinescu, Ion Punea, Ion Siminie, Nicolae Călugărița, Daniel Horhocea, Mihai Stoian, Nicolae Crișu. Lectura versurilor, Marina Maican. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Paula Radu și Laura Mureșan. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.